Handbalistele slătinene au început bine meciul cu Măgura Cisnădie. Cu apărarea agresivă, ele au reușit de multe ori să-și împiedice adversarele să înscrie. Din păcate, ratările de multe ori neforțate, unele chiar din lovitură de la 7 metri, au făcut ca sportivele antrenate de Victorina Bora să intre la vestiare doar cu un gol avantaj. La reluarea meciului, CSM Slatina a continuat să domine jocul cu Măgura Cisnădie și la un moment dat să-și mărească avantajul la 4 goluri. Ratările de pe final de meci și unele decizii controversate ale brigăzii de arbitri au fost la un pas să lase echipa olteană fără niciunul din cele 3 puncte puse în joc. Antrenorii celor două echipe au avut o serie de reproșuri la adresa propriilor jucătoare, dar și la adresa echipei de arbitri, care au avut o serie de decizii controversate prin care au fragmentat jocul și au abuzat de cartonașele galbene și de minutele de eliminare. Am văzut meciul ce l-au făcut Slatina, echipa Slatinei împotriva Bucureștiului, un meci foarte bun, ne așteptam să fie la fel și cu noi. Au luptat până la capăt, o echipă incomodă pe terenul propriu. Spuneți-ne două vorbe despre arbitraj. Am văzut că au fost nemulțumiri și în tabăra dumneavoastră. Da, arbitrajul s-a ridicat sau nu la nivelul meciului. Mulțumesc. S-a ridicat sau nu? Nu. Anul ăsta, ca și la jocul de astăzi, repet, nu vreau să spun mai multe, dar deja nu mai, cred că sunt la limită. Pur și simplu sunt la limită. Nu pot să mai accept lucrurile astea. Muncești și simți că de fiecare dată altcineva decide ce trebuie să se întâmple la finalul jocului. Din păcate, suntem tratați așa cum suntem tratați. Nu contează că dăm una către senioare, trei către tinere, două către juniare. N-are niciun fel de importanță, doar pentru faptul că suntem doar jucătoare din România, jucătoare tinere care vor să crească. Așa nu putem să le creștem, să știți. Nu le creștem pentru că niciodată nu poți să crești niște copii când li se refuză foarte, foarte multe lucruri. E dificil să crești. Eu vreau să cresc jucătoare puternice, nu-ți pari în partener. Din păcate, asta este probabil chiar de la începutul campionatului, lucrurile au fost decise, Slatina merge la baraj. Rezultatul de egalitate dintre CSM Slatina și Măgura Cisnădie nu a influențat pozițiile deținute de acestea în Liga Florilor. Dacă echipa ardeleană are șanse să se claseze imediat sub podium la finalul acestei ediții, CSM Slatina va merge la barajul pentru menținerea pe prima scenă a handbalului feminin românesc.